Deci prezbiterul spune prezbiterul să nu fie excroc. Frate! Frate! Mai auzi oameni și pe mine deja nu mă mai rămâne lucrul ăsta. Mai auzi oameni care spun, vai, cum a putut preotul cu tare să facă nu știu ce? Cum a putut prezbiterul cu tare? L-a prins ăștia cu 10.000 de euro. L-a prins ăștia că l-a luat de la biserică 100.000 de euro. Petru a spus, dar cu 2.000 de ani că e ispita asta de a fi escroci. De ce te miri? Bă, că am auzit-o, că și la creștini am auzit că s-o furat. Măi, Petru ne-a spus de acum 2000 de ani că ăștia o să fie ispitiți să fie scroci. Câștig mânșava, asta înseamnă să fie scroc. Nu să ai bani, ci să câștigi bani prin înșelare. Să câștigi bani prin metode ilegitime, asta înseamnă să fii escroc. Da? În moduri nepermise, în moduri ilegitime. Înțelegeți, asta este o ispită a păstorului, a prezbiterului. Știți că ne spunea fratele păstor cum l-a sfătuit tata lui să nu se atingă de bani și de femei. Și vom vedea în 2 Petru capitol, poate vi se spune, vai, cum să spunem în adunare lucrul ăsta? Vai, cum să spunem? Asta se citea în adunare 2 Petru capitolul 2, să vedeți ce terminologie acolo. Să vedeți ce terminologie, ce limbaj colorat, aspru, dur, agresiv a apostolului Petru când vorbește despre pericolele acestea. Dar unul dintre lucrurile pe care le spune foarte clar aici este să nu fie escroci, da? Să nu umble după un câștig primit în mod necinstit, da? Cam cum ar putea să realizeze lucrul ăsta? Păi s-ar putea câștigul mărșav, m-am gândit la câteva idei, să fie câștigul acela care îți modifică teologia, convingerile, doctrinele, da? Te sponsorizează cineva. Mai degrabă ar trebui să spui că te sabotează. Dacă după ce te-o sponsorizează, zici, mă, acum nu mai pot predica despre. De ce? Pentru că sponsorul cu tare se găsește exact în situația aia. Da? Ăla este un câștig mârșav. Dacă te-o sponsorizează și nu are niciun fel de pretenție, aia nu e scrocherie. Dacă te sponsorizează și tu știi că în felul ăsta te sabotează, dar zici, mă, niște bani în plus, nu mi-ar strica. Aia este scrocherie. Din partea prezbiterului. Nu din partea celui, din partea prezbiterului. El își are o sânda lui. Dacă asta te face să închizi ochii, să treci cu vederea, să cauți la fața omului, să fii părtinitor. Da. Da. Fratele cu tare mă ajută. Ăștia nu m-au ajutat. Și încep să fii părtinitor. Încep să cauți la fața omului. Da. Hotărăști, disciplinezi în funcție de cum ești ajutat, de cum ești sponsorizat. Asta este escrocherie. Când slujești în afara parametrilor Scripturii. În afara parametrilor Scripturii, mulți oameni pentru tot felul de privilegii au introdus în biserică practici și lucruri care nu există nicăieri în Biblie. Nicăieri în Biblie. Da? Datorită unor ajutoare. Mai vin, asta se întâmplă peste tot, la universități creștine, vin predicatori, păstori care predică tot felul de enormități, dar să lăsați acolo pentru că, știți cum e, americanii singuri care vin și predică pe banii lor. Te plătesc ca să-l lași să predice, știi? Dar ei vin și cu teologia lor, și cu metodele lor, și cu ideile lor, nu numai ei. Vin cu tot felul de... Dar lăsăm fiindcă avem nevoie de bănuți. Vine la adunare, ne face show în adunare. Că la ei așa se face show, se face discotecă. Dar lăsăm să facă, stăm toți cu inima strânsă, pentru că odată cu venirea lui și cu aberațiile lui și cu ereziile lui și cu erorile lui și cu practicile lui, o mai veni cu ceva. O veni cu cecurile. O veni cu bănuți sau o veni cu tirul. Sau nu mai știu cu ce o venit. Da? Asta se cheamă, din partea prezbiterilor care permit lucrurile acestea, asta se cheamă escrocherie. Și câți oameni n-au fost manevrați și au bătut adunările și bisericile cu tot felul de învățături, cu tot felul de oameni, cu tot felul de practici, s-au împânzit, au intrat în adunare pentru că oamenii aceștia au fost escroci. Asta spune, escroci. Au făcut lucrarea pentru un câștig mârșav. Și spune Petru să nu facă lucrul acesta, să nu facă pentru un câștig mânsoar.